Inspectoratul pentru situații de urgență Giurgiu a organizat și în acest an Ziua Porților Deschise pentru a-i sărbători pe cei mici în mod special. Copiii de toate vârstele au sosit în grupuri în unitățile și subunitățile de pompieri din tot județul și au asistat cu gura căscată și ochii mari la prezentarea tehnicii de intervenție și sesiunii de informare preventivă. Copiii au fost extaziați că pot intra în orice autospecială, pot vedea echipamentele din autospeciala de prim ajutor, dar și costumele de scafandri. Spune tu ce ai văzut aici. Costumele alea care... Niște costume care le poartă sub apă. Cine le poartă? Pompierii. Care și dacă cineva se scufundă, pompierii... Vine în ajutor. Vine în ajutor. L-ai mai văzut până acum? Da, am mai văzut. Ai mai venit la porți deschise? Da. Ce ai văzut tu aici? Am văzut niște lucruri foarte importante. Știi în ce te afli acum? Da, într-o mașină de pompieri. Și ce face mașina asta? Mașina asta se salvează oamenii. Atracțiile principale au fost scara mobilă de la autospecială, dar și furtunul cu apă pe care cei mici l-au putut mânui echipați în costum de pompier. Cum te simți îmbrăcat așa? Foarte bine. Ai mai fost îmbrăcat în pompier? Nu. Și cum e? Ți-e cald? Nu. Nu ți-e cald deloc? Ce vei face acum? O să ud. Astăzi, de ziua lor, copiii s-au bucurat atât de mult de vizita la detașamentul ISU Giurgiu, încât s-au lăsat cu greu duși de lângă salvatori.